tristez mereu, fiindcă fără tine nu pot să trăiesc. Tu ești floarea vieții mele și mult te iubesc. Numai tu, iubito, știu că mă înțelegi, și sub clar de lume stelele făclit. Nopțile albastre, stele argintii, floare albă-n glastră, noi ca doi copii. Șoapte lângă șoapte, stele licăresc, vreau să știi, iubito, ce mult te iubesc. Când nu ești cu mine, toate nu-s așa, parcă-ntreaga lume nu mai este a mea. Ochii tăi albaștri îi visez mereu, vreau să știi că fără tine mi este foarte greu. Nopțile albastre, stele argintii, floare albă-n glastră, noi ca doi copii. Șoapte lângă șoapte, ne-a spus de bucuroasă că la această emisiune frumoasă de Revelion, dată aici, în localul Butoiaș, ne-a onorat cu prezență frumoasă un colaborator al secției Cultură, Sergio Anisei. Bun venit, stimat domn! Bună seara și bine v-am găsit pe toți astăzi aici, în această sală frumoasă de la Butoiaș. Cu ajunul anului nou, Crăciunul, vreau să vă felicit pe toți cu aceste sărbători frumoase de iarnă, să vă doresc la toți sănătate, fericire, mult belșug în casă, fericire de la copilași, de la cei dragi, de la cei apropiați, la mulți ani! Vă mulțumim frumos! Слушай песню мою, аурика моя, ауревия. Ты как солнечный свет, и тебя лучше нет. Аурика моя, ауревия. Ты как будто весна, для любви нам дана. Аурика моя, ауревия. Для тебя я пою, слушай песню мою, аурика моя, ауревия. Для тебя я пою, слушай песню мою, аурика моя, аурелия. Седина на висках, но улыбка в глазах, аурика моя, аурелия. Не сломи ведь тебя, ни беда, ни года, аурика моя, аурелия. Улыбнись, не грусти, ведь вся жизнь впереди, аурика моя, аурелия. Для тебя я пою, слушай песню мою, моя аурелия. Для тебя я пою, слушай песню мою, аурика моя, аурелия. Аурика моя,
Я, Аурика моя, Аурелия, и желаю тебе много зим, много лет. Аурика моя, Аурелия, много радостных дней и улыбки друзей. Аурика моя, Аурелия, с днем рождения тебя поздравляю, любя, дорогая моя Аурелия. С днем рождения тебя поздравляю, любя, золотая моя Аурелия. Oaspete drag al postului nostru televiziune, la un bun prieten, tocmai din Hâncești, Mihai Popa. Nu a venit cu mâinile goale la noi, dar a venit cu două piese minunate. Bun venit aici, la Popas Muzical! Bine v-am găsit, sănătoși, voioși, veseli. Da, eu astăzi vin cu două melodii noi, în prima audiție la dumneavoastră aici, la Popas TV. La prima este textul de Vera Popescu,
Melodia este a mea, aranjamentul este de Grigore Țapeș și a doua piesă este piesa personală. Doamne ajută în tot ce faceți și realizări frumoase în anul care vine. Toată lumea așteaptă sărbătorile de iarnă, așteaptă un miracol ca visele să devină realitate. Da, într-adevăr, intrăm într-un an nou și doresc tuturor telespectatorilor popastăvă un an nou fericit, bogat să fie în toate și sănătate. Eu, domnul Mihai, v-aș întreba, cum vi s-a părut marca comercială Arta Vinului? Dar nu consumați cu părere de rău alcool. Dar cum vi s-a părut restaurantul Butoiaș, gazda emisiunii de astăzi? Da, restaurantul Butoiaș este un restaurant elegant, frumos, mare, și aici a fost o atmosferă foarte plăcută. Mulțumim frumos și vă așteptăm cu mult drag de fiecare dată aici la Popas TV. Au venit la dulcea mea copilărie trei haiduci. Cum vă numiți? Alexandru Barbanou. Răzvan Barbanou. Bogdan Barbanou. Sunteți frați? Da. Ce doriți să ne prezentați nouă astăzi? Noi spunem poezii. Iar tu? Un colind. Iar tu? O poezie. Platoul va aparține. Afară ninge liniștit, în casă arde focul, iar noi pe lângă mama stând, de mult uitarem zocul. E noapte, patul e făcut, dar cine să se culce? Când mama spune de Iisus, cu glasul cald și dulce, cum s-a născut Hristos în frig, în iesa acea săracă, cum boul peste el sufla, căldură ca să-i facă. Cum au venit la iesa lui păstorii de la stână și îngerii cântând în cer, cu flori de măr în mână. Crăciunul. În cer răsare steaua, așterne cel de sus. Lăi cere Moica Neaua la ieslea lui Iisus. Și Moș Crăciun răsare în seara cu mister. Se miră mic și mare și cântă lerui ler. Am plecat să colindăm, lerui, leruilea, am plecat să colindăm, lerui, leruilea, dar gazdele nu s-a casă, lerui, leruilea, dar gazdele nu s-a casă, lerui, leruilea. Au plecat la vânătoare, lerui, leruilea, au plecat la vânătoare, lerui, leruilea, se vâneze căprioarele, rui, leruilea, se vâneze căprioarele, rui, leruilea. Căprioare n-au vânat, rui, leruilea, căprioare n-au vânat, rui, leruilea. Au vânat un iepuraș, rui, leruilea, mititel și drăgălaș, rui, leruilea. Au vânat un iepuraș, lerui, lerulea, mititel și drăgălaș, lerui, lerulea. Dragostea mea. E noapte afară din nou, e noapte afară mereu,
Eu mă gândesc la tine, dragostea mea. Hai vino tu, iubito dragă, să-mi dai gurița dulce fragă. Hai vino tu, iubita mea, ca să-mi alin durerea. Hai vino tu, iubito dragă, să-mi dai gurița dulce fragă. Hai vino tu, iubita mea, ca să-mi alin durerea. Popas muzical, un tânăr interpret frumos, cu succes, chiar e și ruda mea, așa că bun venit aici, Alex Negru, la Popas muzical, cu Doamne ajute! Bine v-am găsit și mulțumesc tuturor telespectatorilor și tuturor invitaților din seara asta, vă mulțumesc personal pentru invitație și îmi face plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră și de Popas TV, e o emisiune extraordinară care o privesc în fiecare seară, apropo. Și vă mulțumesc mult încă o dată. Și ție un succes mare, realizări frumoase, vise împlinite și sărbători frumoase alături de cei dragi sufletului tău. Mersi mult! Și acolo spune, hai salutare lui tatii, lui mamii, lui mătușa și lui toate neamurile, Valea Prutului. Salutare tuturor rudelor mele, tati, mami și mătușa și unchii mei. Sănătate! Doamne ajute! La ochi-n coță ei de mă ia badea la joc. Îi s-ar cânti și iese foc. Păi câte fete-n satul eu. Păi și-a mai hărnicuță-s eu. Mult mi-e drag la șezătoare. Se tot lâna din foioare. Sunt coții
la ochi-n cuță. De mă ia badea la joc, s-ar cânti și iese foc. Păi joacă-mă, bădiță ghinii, păi și mă strângi lângă tine, mă. Dar și badea ghinii joacă, tăi-le-le-le-le-le-le-le-ra, nu-i frăcău ca să-l întreagă, tăi-le-le-le-le-le-ra. Bate talpa apă sa, tăi-le-le-le-le-le-le-le-ra, nu-i frăcău ca dânsul sa, tăi-le-le-le-le-le-ra. Da, eu sunt fată hărnicuță și eu te la ochi-n cuță. Păi din mă ia badea la joc, dar s-ar cânti și iese foc. Păi joacă-mă, bădiță ghinii, dacă mi-i vede atâta lumii, măi. Când merg pe ulița mare, tăi-le-le-le-le-le-le-ra, toți frăcăii îmi dau tărcoale, tăi-le-le-le-le-le-ra. Dar nu mă uit la gând și eu, măi, tăi-le-le-le-le-le-le-le-ra, că mi-i drag bădița neu, măi, tăi-le-le-le-le-le-ra. Da, eu sunt fată hărnicuță, păi și eu te la ochi-n cuță. De mă ia badea la joc, și iese foc, măi. Păi, dar eu joc și nici nu-mi pasă, dar m-a făcut mama frumoasă, măi. Când ies cu bădița joc, toți flăcăi îmi par foc, dar nu mă uit la dâns și eu, îmi drag bădița neu. Să ne spus de bucuroasă că la această emisiune frumoasă ne-am frumusețat-o trei bravi haiduci din familia, cum familia? Barbă nouă. Așa, bravo! Și desigur că prietena noastră și prima moderatoare a emisiunii noastre Popas Muzical, interpretă de muzică populară, chiar cu mătra mea, Nana lui Georgel, Marina Filipovici. Haideți aplauze, fraților! Este ceva material vechi, din urmă filmat, când cine era, Bogdanel sau Alexandru, era micuț, micuț de tot era. Toți trei erau mici, Răzvan avea 6 luni, nișoare, cu Gelu împreună, că ei sunt dintr-un an, Alexandru avea 4 ani, dacă și Bogdan mi se pare că nici 2 nu împlinise. Și cel mai interesant că Răzvan era încă și cu puțin verde. Au stricat și microfonul atunci. Țin minte. Eu vreau să vă întreb, voi v-ați văzut la televizor când erați micuți? Da! Vai de mine! Și atunci cine a spus o poezie? Alexandru, Matinca, așa-i? Da, eu. Așa, da. Dar Gelu tot a spus o poezie. Ea spune poveste frumoasă și drăguțe. Bine, la altă emisiune de copii, ok? Bine. Și dacă aveți și o orare pentru cei dragi de acasă, nu aveți decât să o faceți. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc mult Popas TV pentru aceste emisiuni frumoase. Le mulțumesc în special din partea noastră a interpreților care ne promovați, fiindcă noi, interpreții, putem să cântăm cât de bine ne-om cânta, dacă cântăm la bucătărie, nu ne vede nimeni. Haideți să aplaudăm la capitolul ăsta. Iar pentru cei care ne vizionează în toată ziua, le spunem la mulți ani, un an bun care vine, multă, multă sănătate și tot ce s-au pus în gând în anul acesta, să le fie de bun augur. Doamne, ajută la toată lumea! Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag și la Dulcea Mea Copilărie, și la Popas Folcloric, și la toate emisiunile noastre muzicale de la Popas TV. Dar eu, scumpul nostru telespectator, țin să mulțumesc gazda cea mai primitoare din această seară minunată, desigur că restaurantul Butoiaș, cu bucătărie tradițională și europeană, cu prețuri avantajoase, cu gusturi rafinate. Desigur că vinurile, marca comercială, arta vinului. Și nu în ultimul rând, desigur că Fitness Club Alexia. Mulțumim domnului director Alexandru Prevedniuc.
жил-был художник один. Домик имел ей холстык, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз из окна, из окна, из окна видишь ты. То влюблен, то влюблен, то влюблен не всерьез. В свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума, как продолжение сна. Площадь цветами полна, похолодеет душа. Что за богач здесь чудит, а под окном чуть дыша бедный художник стоит. Миллион, миллион, миллион алых роз из окна, из окна, из окна видишь ты. То влюблен, то влюблен, то влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Свою жизнь для тебя превратит в цветы.